Conform presei vasluiene, Sumanariu ar urma să înlocuiască în lotul galben-verzilor pe slovenul Lovrecic, căruia i-a fost reziliat contractul. Mijlocașul sucevean a atras atenția Vasluiului în meciul amical pe care cele două echipe l-au jucat în luna noiembrie. Ciprian Sumanariu poate să joace atât în centru cât și în banda stângă, acolo unde vasluienii au serioase probleme. Oficialii din aren nu au negat interesul galben-verzilor pentru Ciprian Sumanariu. Este adevărat că cei de la Vaslui s-au interesat de Sumanariu, dar deocamdată sunt doar niște discuții. Sumanariu nu a plecat nicăieri, a precizat antrenorul Bogdan Tudoreanu. În cazul în care transferul se va materializa, Ciprian Sumanariu ar fi al doilea jucător sucevan din lotul Vasluiului, după Alex Buziuc. În altă ordine de idei, fundașul Florin Plămadă s-a prezentat luni la reunirea celor de la FC Botoșani, după ce în toamnă a evaluat sub formă de împrumut la Rapid Suceava.